o să învățăm cum comparăm două numere naturale. Haideți să vedem ce numere avem aici. 0, numărați odată cu mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am numărat de la 0 la 7. În ce ordine am numărat copii? În ordine crescătoare. Haideți să le așezăm acum în ordine descrescătoare. Numărăm 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Observați că pentru a le ordona descrescător, primul este numărul mai mare și apoi trebuie să ajungem la cel mai mic. Cum comparăm însă două numere între ele? De exemplu, alegem numărul 5 și numărul 2. Cum este 5 față de 2? Aveți dreptate, 5 este mai mare decât 2. În matematică se pune un semn pentru a arăta acest lucru. Acesta este semnul mai mare, pe care îl citim, 5 este mai mare decât 2. Dacă vrem să arătăm că 2 este mai mic decât 5, le vom așeza invers, dar și semnul se pune invers. 2 este mai mic decât 5. Atenție că urmează să vă explic cu ajutorul unui nou personaj care ne va ajuta să înțelegem foarte bine și să nu încurcăm niciodată acest semn, să știm exact în ce direcție să-l punem. Fiți pregătiți! Sunt un crocodil și trăiesc pe Nil. Sunt un crocodil și trăiesc pe Nil. Mi-e foame, copii. Pe Nil sunt mulți pești. Știți ce este Nilul? Nilul este cel mai lung fluviu din lume. O apă mare, uriașă, din Africa. Ia să vedem, aici avem niște pești. Haideți să-i numărăm, copii, să vedem dacă mă satur. Nu? 2, 3, 4. Am 4 pești. Credeți că o să mă satur cu 4 pești? Ia să vedem și în partea cealaltă. 1, 2, 3. Am 3 pești. Unde sunt mai mulți pești? La 4 sau la 3? La 4, pentru că eu sunt lacom, voi mânca mulțimea formată din 4 pești. Voi deschide gurița mare înspre ei. Să-i mănânc pe toți. În matematică, dacă vreau să arăt că un număr este mai mare, voi folosi un semn care seamănă cu gurița mea. Ia uitați-vă la gurița mea. Cum trebuie eu să așez semnul să semene bine cu gurița mea? Este orientat la fel? Este. Atunci așa îl voi pune. Și voi spune când citesc, atenție că la matematică trebuie să citesc matematic, să arăt că știu limbajul matematic. 4 este mai mare decât 3. Ați reținut, copii? Trebuie să așezați acest semn în direcția guriței mele. Hai să mai caut niște pești. Sunt un crocodil și înot pe Nil. Și mi-e foame tare și sunt lacom tare. Ia să vedem unde este mulțimea cu mai mulți pești. Am nevoie să mă ajutați. Eu sunt atât de lung că nu reușiți să mă vedeți pe tot. Așa. Hai să numărăm câți pești avem aici. 1, 2, 3, 4, 5 pești. Ia să vedem câți pești avem în partea cealaltă. Acum o să vedeți cât sunt eu de lung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pești. Ia să vedem, copilași. Unde o să stea gurița mea? Unde sunt mai mulți, acolo voi mânca. Mănânc aici. Sau aici? La 5 sau la 7? Sigur că mănânc mai mulți. Deci voi mânca 7 pești.
Voi pune semnul matematic care arată mai mare. E corect? Ia, uitați-vă. Seamănă cu gurița mea, e în aceeași direcție. Nu e. Așa oare? Nu e. Ia să ne uităm noi bine. Acum seamănă cu gurița mea. Deci, voi citi în felul următor. 5 este mai mic decât 7. Așadar, mă voi duce și voi mânca cei 7 pești. Sunt un crocodil și un not penil. Ia să vedem ce peștișor mai mănânc eu. Aici am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am 6 pești, iar în partea cealaltă, 1, 2, 3, 4, 5, tot 6 pești. Am număr egal de pești. În mulțimea din dreapta am tot atâția pești cât sunt și în mulțimea din stânga. Păi ce fac? Unde mănânc? Aici nu pot. Nici aici, că nu este corect. Nicăieri nu este mai mare. Ce o să fac, copilaș? Numerele sunt egale. Și dacă numerele sunt egale, voi mânca din ambele direcții în mod egal. Și voi pune acest semn format din două liniuțe orizontale. Și voi citi 6 este egal cu 6. Crocodilul de pe Nil a plecat. Dar sigur își dorește, dragi copii, ca voi să știți foarte bine semnele matematice pe care le învățăm astăzi. Mai mic, mai mare sau egal? Așa cum va învăța și crocodilul, el se va îndrepta întotdeauna spre numărul mai mare și va trebui să deschidă o guriță largă pentru a cuprinde numărul cu mai multe elemente. Acest semn... Ia uitați cum se deschide gurița ca un crocodil în această direcție. Numărul 1 este mai mic decât 5. Numărul 1 mai mic decât 5. Dacă punem gurița de crocodil, puteți să o puneți și voi cu mânuțele și să faceți un crocodil, o să vedeți că crocodilul se va îndrepta spre mulțimea cu mai multe elemente. Și vom citi la matematică, 1 este mai mic decât 5. Hai să alegem alte două numere. Atenție că întotdeauna trebuie să citim în direcția potrivită. Ia uitați ce numere am ales. 7 și 4. Care număr este mai mare? Bineînțeles că 7 va trebui să orientăm semnul în direcția potrivită. Ia să vedem cum se deschide gura de crocodil. Așa o fi bine? O fi bine? Ia uitați-vă! Exact! Ia să orientăm și noi gurița de crocodil. Atenție cum vom citi. Vom citi tot de la stânga la dreapta. 7 este mai mare decât 4. Dacă numerele sunt egale, atunci noi vom citi. Avem două numere egale, același număr de elemente. Vom pune semnul care în matematică se numește egal. Două liniuțe orizontale puse în mijloc și vom citi 6 este egal cu 6. Vă las pe voi acum să așezați. Cum este 2 față de 0? 2 este mai mare decât 0. Așadar, îndreptăm gurița de crocodil înspre 2 și citim 2 este mai mare decât 0. Ia să vedem și aici. Ce o să pot pune? 1 este mai mare decât 3? Ia să ne uităm. Se potrivește oare gurița de crocodil? Păi crocodilul mănâncă înspre 1. Atunci nu este bine. Trebuie să întoarcem semnul. Verificăm să se potrivească.
Dragi copii, nu uitați că eu întotdeauna mănânc mai mult, deci gurița mea trebuie să fie îndreptată spre numărul mai mare. Vom lucra pe această tablă și ne vom asigura că am înțeles foarte bine semnele matematice mai mic, mai mare sau egal. Avem aici numerele pe care le-am învățat. După cum vedeți, ele nu sunt puse deloc în ordine. Ce vom face noi acum va fi să luăm două câte două și să le comparăm. Așadar, luăm numărul 1 și numărul 6. Cum este 1 față de 6? Întotdeauna vom lua primul numărul din stânga, cu el vom începe și pe el îl vom raporta la numărul din dreapta. Exact în ordinea în care citim, de la stânga la dreapta. Cum este 1 față de 6? Este mai mic, bineînțeles. Potrivim gurița crocodilului astfel încât gura lui să se deschidă spre numărul mai mare. Pe care îl alegem? Pe acesta. Ia uitați-vă. Gurița e deschisă spre 6. 1 este mai mic decât 6. Doar că noi vom scrie matematic, vom folosi semnul matematic pentru această guriță de crocodil, așa că voi lua creionașul și voi trasa un semn care seamănă cu gura deschisă a crocodilului. Am grijă să duc o linie oblică spre mijloc și apoi linia oblică următoare. Am grijă mereu ca vârful să fie îndreptat chiar la mijloc. Și citesc, 1 este mai mic decât 6. Luăm acum următoarele două numere. Comparăm numerele 0 și 2. Cum este 0 față de 2? Mai mic. Din nou vom lua semnul mai mic. Ne uităm cu atenție. Iată, 0 este mai mic decât 2, deci vom desena și noi semnul matematic mai mic. Și vom citi 0 este mai mic decât 2. Hai să alegem acum numerele 6 și 0. 6 este mai mare decât 0, așadar voi alege semnul matematic mai mare. Observăm cum crocodilul e îndreptat spre numărul mai mare. Vom desena și noi semnul matematic, să avem grijă să arate precum gurița crocodilului și citim 6 este mai mare decât 0. Haideți să mai luăm două numere. 5 și 7, de exemplu. Cum este 5 față de 7? Mai mic. Ce semn alegem? Uitați-vă bine și îl alegeți voi. Semnul mai mic, sigur, este acesta. O să-l desenăm și noi. Ne asigurăm că gurița crocodilului este deschisă larg spre numărul mai mare. 5 este mai mic decât 7. Ne putem juca oricum cu aceste numere. Vom lua, de exemplu, numărul 5. Și vom desena deja gurița de crocodil, semnul mai mic. 5 este mai mic decât, trebuie să alegeți voi unul dintre cele două numere de aici care să se potrivească. 5 este mai mic decât 4 sau 5 este mai mic decât 7? Gândiți-vă bine! 5 este mai mic decât 7, bineînțeles! Așa este corect și citim matematic, 5 este mai mic decât 7. Dar 7 față de 4. 7 este mai mare decât 4, așadar vom avea grijă să potrivim gurița crocodilului deschisă spre 7. 7 este mai mare decât 4. Ce fac însă dacă am 5 egal cu ce număr o să pun aici? 5 este egal cu... 5, bineînțeles, ne trebuie un număr cu tot atâtea elemente. Așadar, vom pune 5 egal cu 5. Va trebui să stabilim acum care relații sunt corecte. Hai să citim. 3
mai mare decât 7. Este corect? Ia uitați-vă bine! Gulița crocodilului este îndreptată spre numărul mai mic. Deci, nu este corect. 3 este mai mic decât 7. Corect ar fi fost acest semn. Hai să-l punem și noi ca să înțelegem mai bine. O să tăiem semnul pus greșit și o să rămânem cu semnul pus corect. 3 este mai mic decât 7. 6 este mai, ce semn avem aici? Mare decât 4. 6 este mai mare decât 4, deci iată că aici este corect. 0 este mai mic decât 0? Nu este corect, va trebui să ștergem și să punem noi varianta corectă. 0 este egal cu 0. Semnul pentru egal, cele două liniuțe orizontale. Iar aici, 1 este egal cu 2? Nu, este greșit. 1 nu este egal cu 2. Acum trebuie să mă ajutați pe mine să pun semnul corect. 1 este mai mic decât 2. Acesta este semnul pentru mai mic. Și acum, în sfârșit, avem relațiile corecte. Crocodilul Nilu va fi foarte bucuros dacă o să știți să alegeți corect semnul astfel încât să mănânce întotdeauna mai mult.